Salutare tuturor, eu sunt Adrian Fiorez, bun venit la un nou episod din seria Zilonca. Astăzi o să continuăm treaba din episoadele trecute, numai că o să modificăm de ceva. Și anume, în primul și în primul rând, o să-l pun de fapt. Hai să scoatem de aici cursul lui Gheorghiță și o să-l punem să semene ritic și pe ultimul teren, cel care ne-a rămas, pe care am zis că împrăștiem noi niște var, dar cu varul momentan nu ne băgăm la împrăștiat. Și de ce? Pentru că vreau ca să facem altceva episodul de astăzi. Avem câteva lucruri de care trebuie să ținem seama. Hai să oprim aici tractorul, hai să-l mutăm pe Gheorghiță și să-i dăm curs pe celălalt teren. Asta ca să pot eu să mă eliberez să fac altceva între timp. Până când seamănă aici Gheorghiță ridic, eu o să fac cu totul altceva. Știți, cu cosplay-ul, da? Sau, cel puțin dacă ați mai văzut pe la mine, aveți așa în mare parte idee cum funcționează. Deci pe terenul cu numărul 89 vrem să semănăm noi ridic. O să-i dăm cu un singur headland. Asta ca să nu mai iasă de pe teren, ca tot mai o mai apară tură câteodată Gheorghiță. Îi dăm generare curs. Ne-a făcut cursul. Da, închidem această fereastră, îi dăm aici, începe treabă, da, start job. Trebuie să schimb și o română că am reinstalat sistemul de operare și am uitat să mut jocul în limba română. Ok, hai că s-a dus bine, mi-era un pic frică, uite, rămăsese bucata asta și am crezut că se duce aiurea, dar nu, s-a dus bine. Bun, hai să luăm așa, hai să luăm acest tractor, vai, s-o să lăsăm un pic varul. Promit că data episodul următor o să fie jocul în limba română. Lăsăm aici varul, că momentan cu varul nu vreau să împrăștie acum. O să fie, trebuie neapărat să împrăștiem, pentru că pH-ul terenului nostru este destul de slab și ne taxează la productivitate, dar nu acum. Acum aș vrea totuși să aruncăm o privire. Bun, hai să aruncăm noi o privire la loan system, da? La bancă. Avem niște împrumuturi în valoare de 530.000 de euro. Problema să punem felul următor. Eu aș vrea ca anul viitor să facem, să cumpărăm sau să băgăm practic. Noi o să punem și cartofi pentru anul următor, da? Să vedem, cred că pe aceste terenuri toate trei adunate, să vedem, aici mai avem un pic, rămâne de discutat, dar ideea în sine. Vreau ca să închiriem această potato processing plant, da, această fabrică de procesare a cartofilor, dar aici o să-mi trebuiască niște ulei, ulei de rapiță sau ulei de floarea soarelui și noi avem terenul cu numărul 55 care costă, bine, mai și cu bucata asta de teren, dar în sfârșit 147.000 de euro. Problema este că noi în momentul de față nu avem o mașină de recoltat legume, da? Și ar fi aceasta pe care o vreau eu, costă 500.000 de euro. Dacă mai intrăm un pic în combinație cu header-ul, deja ne ducem la 600.000 de euro, cu terenul ne ducem la vreo 700-800.000 de euro. Avem nevoie doar pentru anul următor, ceea ce e un pic cam mult și nu știu dacă reușim noi să strângem banii ăștia, dar vom încerca. Și ca să facem lucrul ăsta, am eu nevoie de remorca mea cu autoloading. Dacă aș și găsi-o, ar fi foarte, foarte bine. Hai să mergem să o căutăm. Bine, putem să o găsim foarte, foarte ușor. Da, hai să mai ne învârtim un pic pe aici. Unde ar putea să fie? Cred că ar trebui să fie, cred că pe la ouă, pe acolo, pe la adăpostul de găini. Hai să vedem, trailers aici, hashon map, uităm așa și uite acolo. Da. Bun, hai să mergem să o luăm pe aceea și mergem să vindem un pic din legumele noastre. În primul și în primul rând aș vrea să cumpărăm terenul acela și aș vrea ca să recoltăm, uite, mai avem totuși, mai avem niște ouă de vânzare. Bun, ok, bune și asta. De asta și uitați. Hai să luăm pe astea, mergem să le vindem și v-am zis, după aceea mergem să încărcăm remorca noastră cu legume și să vindem și legumele alea, să vedem câți bani strângem. E un pic cam de vreme pentru ouă, în mod normal ar trebui pentru luna următoare. Ia să vedem, e o mare diferență de bani. Dacă intrăm noi aici, intrăm pe ouă, 2300 și se duce la 2600. A, uite, care la Erlengrad, dar bine, aici trebuie să le încărcăm pe tren, ceea ce nu prea îmi convine mie. Bun, ok, nu-i problemă. Hai să mai vedem altceva atunci. Am văzut, deci aici am văzut. Hai să vedem la astelalte cum stăm. Aici 1400 și ceva. Ok. Hai să facem așa, pierdem cam 2000 de euro pe ouăle astea dacă le vindem acum, dar asta este până la urmă urmei, ne ajută, orice ban în plus ne ajută.
Și poate, cine știe, poate mai și producem între timp. Hai să vedem unde mergem noi să vindem. Deci Erlen Gratu este scos din grafic la supermarket. Duck Place, ia să vedem care este supermarketul aici sus. Ok, bun, hai să mergem să vindem ouăle astea și după aceea mergem să luăm și legumele, să le vindem și pe acele. Hai că am vândut, am adus chiar mai mult decât ar fi trebuit până la urmă urmei, dacă văd eu bine acum, dar asta este până la urmă urmei, asta e. Deci, putem să cumpărăm terenul ăsta, v-am zis, are floarea soarelui pe el, noi o să luăm floarea soarelui aceasta și o să o transformăm în ulei. Hai să cumpărăm aici bai, da, avem terenul acela, e gata de recoltat. Deci, ideea este în felul următor. Eu mi-am propus ca anul următor să punem și cartofi. Da, vom recolta și cartofi, vom crește cartofi și vom recolta. Pentru că la fabrica noastră, de exemplu, de supă, da, la supa triplă, putem să facem și supă de cartofi. Odată. Dacă este să recoltăm și cartofi, ar fi o oportunitate pentru noi să facem și chipsuri și să închiriem sau să cumpărăm această fabrică, Potato Processing Plant, da? Această fabrică de procesare de cartofi, numai că aici ne trebuie ulei de floarea soarelui și de aceea am cumpărat terenul acesta, avem floarea soarelui pe el în momentul de față, da? O recoltăm, o să închiriem, trebuie să închiriem noi o fabrică, să transformăm grain mill-ul, stați așa un pic, deci o închiriem pe aceasta. Avem terenul acesta pe care l-am cumpărat noi și avem bucata asta de teren pe care putem să punem o fabrică și o să punem o presă de ulei aici ca să facem ulei de floarea soarelui, ca să putem să producem și chipsuri de cartofi, da? Asta înseamnă că vom avea o singură combină, de exemplu, mă interesează să o cumpărăm, nu putem închiria pe seria aceasta, dar putem să o cumpărăm, uite, pe aceasta, cu header-ul pentru ea, care ne costă, uite, 80.000 cu 580.000. Deci ne mai trebuie încă 580.000 de euro, plus încă 80.000 ne costă presa de ulei. Deci 660.000 în momentul de față. Nu strângem din alimentele conservate și din supa pe care o facem, dar sper eu să reușim să achităm tot împrumutul și să mai împrumutăm de acolo bani. Da? Ăsta ar fi unul din din planurile mele, da? Mai avem niște baloți, putem să mai vindem la iarnă, nu acum, pentru că la iarnă vom avea un preț mai bun la baloți. Da, deci lucrurile vom face ușor, ușor. Bun. Ce ne mai trebuie nou acum? Eu m-am întors înapoi la noi, la fermă, dar nu am făcut bine. Și vă spun și de ce. Pentru că vreau ca, în momentul de față, să construim și direct presa de ulei, pentru că și acolo durează ceva timp până când va face ulei din floarea soarelui și ar vrea să mai câștigăm niște timp pentru la an. Da? Așa că mergem noi acum frumușel, mergem să mai vindem din alimentele noastre conservate, ca să mai facem rost de bani, să putem să construim fabrica, presa de ulei practic, da? După aceea închiriem header-ul. Cumpărăm un header din acela mic, v-am spus, nu putem să închiriem pe seria asta, cumpărăm header-ul mic, intrăm frumos la recoltat, o să dureze un pic, o să luăm și pe Gheorghiță, îl întrerupem de la semănatul de ridichi și
recoltăm de acolo floarea soarelui ca să putem să o băgăm la presă, să începem să facem ulei de acum. Mai ales că poate mai și vindem ceva ulei. Anul următor știu ce avem de pus, avem ceva terenuri, probabil că vom mai cumpăra, pentru că nu sunt deloc scumpe terenurile pe această hartă. Și mai cumpărăm terenuri, semănăm cât putem de mult floarea soarelui. Momentan la uleiul de măsline nu avem, dar cine știe, poate reușim să punem și ulei de măsline acolo, rămâne de văzut. Ia să vedem, mai avem aici la fabrică ceva? Nu mai avem, deci din păcate aici am terminat, dar mai avem de făcut. Și la supa triplă aici produce și mai greu de atât. Ok, bun, adică trebuie să ne orientăm noi un pic diferit. Deci m-am zis, nu prea, stăm un pic cam rău cu banii anul ăsta. Nu știu dacă o să ne permitem chiar tot ce aș vrea eu, dar eu sper să mai facem niște ulei și să mai vindem din uleiul respectiv, să ne mai scoatem de acolo părleala, pentru că altfel e destul de greu. Hai să facem felul următor, închide și voi ochii. Gata. Hai să vindem și această încărcătură. Cât mai avem? Mai avem ceva. Hai să mergem să ducem și această încărcătură și să vedem câți bani strângem. Sper să 46, cam 46 de mii de euro am luat pe remorcă, nu strângem. Deci o să mai trebuiască să mergem să vindem și din supa triplă, că nu strângem bani ca să construim fabrica de aici, din această încărcătură. Da, mergem și de acolo și luăm și vedem exact cât strângem. Hai să mergem să vedem. Da, după cum așteptam, avem decât 66 de mii de euro, deci ne mai trebuie bani. Hai să mergem să luăm și din supa triplă ce s-a produs și acolo și să vindem și din ale. Ne trebuie 80 de mii de euro, am zis, pentru fabrică și un header de floarea soarelui. Ia să vedem, ceva mai ieftin așa. 19 mii de euro. Asta e totuși destul de scump, sare mult din bugetul nostru. Deci momentan 19 mii de euro. Mai avem, uite, 12 mii, dar nu știu cum se va descurca cu combina noastră, da. Putem să încercăm școala. Da, deci ori ăsta 19.000, ori ăsta de aici, de 12.000, să vedem. Ăla ne spune, opa, acum am observat ceva, deci ăsta merge și la floarea soarelui și la porumb. În schimb ăsta, unde ești? Uite ăsta, îmi spune că decât la soia. Deci ăla pică și ăla din start. A, uite cu ăla, 5.000 de euro, 3 metri, ăla e al nostru. Da, deci 5.000 de euro, deci 85.000 de euro trebuie să strângem noi în momentul de față, ca să putem să facem ceva. Sper, hai să vedem, strângem sau nu strângem. Hai să mergem să vindem, cam asta e tot ce avem noi în momentul de față la fabrici, dar mergem să vindem tot la supermarket pentru că aveam preț mai bun acolo decât aici. Hai să vedem cum câți bani ne luăm și din această încărcătură. Deci 85.000 de euro ne trebuie nouă cel puțin în momentul de față ca să putem să recoltăm floarea soarelui și să construim și fabrica. Hai să vedem, îi strângem sau nu îi strângem. Ok, ia să vedem. Bun, i-am strâns. Strâns bine de tot de data asta. Bun, deci avem 126.000, asta ne ajută, ne permite să cumpărăm și un header, cel mai ieftin header pe care îl găsim noi, și ne ajută să construim și fabrica. Hai să mergem acolo să vedem exact unde construim fabrica și cum anume. Adică ca și poziționare, să zic așa. Da, hai să vedem. Bun. Deci, cam ăsta ar fi terenul nostru, ăsta de aici, da? Bucata asta de teren. Avem cam mulți copaci, asta nu prea îmi place, dar pe de altă parte... Hai să vedem exact, dacă găsim un loc unde să poziționăm noi fabrica, undeva unde să ne convină. Dacă nu o să intrăm la defrișat, asta este, n-avem ce să facem. Eu mă gândeam, uite, bucata asta de aici, pe bucata asta de teren să punem. Dar hai să o vedem. Deci asta ar fi... odată și ar trebui, e cam măricică.
ca măricică și o să ne trebuiască undeva mai încoace, uite pe aici să punem. Și not enough money. Trebuie să fie money, my friend. Uite aici am putea să facem. Ok, hai să mergem un pic mai în față. Deci așa în mare cam știm ce trebuie să facem. O să păstrez din copaci ăștia noi tai pe toți, că nu are rost, o să tăiem câțiva. Și facem noi în felul următor. Drujbă nu avem, dar mergem noi acum și cumpărăm una. Frumușel. Mergem noi aici și luăm o drujbă și eu vreau Husqvarna, că în Husqvarna am încredere. Ok. Și ne apucăm noi frumușel. Putem să facem și în felul următor. Îi tocăm pur și simplu pe aceștia. Care mai era? Ăsta mai era o dată. Așa. Hai să... Mamă, ce lemn e ăsta. Ce lemn e ăsta. Uite ce frumos a crescut. Dar ce lemn e? Ia să mă uităm. Crescut frumos rău de tot. Ia, ce e ăsta? Beach. Ce lemn e ăsta beach? Ok, ia să vedem. Avem destul loc. Ce mai trebuie să mai tem? Că mai trebuie să mai tem. Ce, bă, uite, cred că ăștia de aici. Ăștia micuții de aici din stânga. Ia, să intrăm noi și... Da, deci aceea trebuie să-i mai tem. Ia, unde sunteți voi? Care am zis? Uite ăștia. Ăsta odată. Așa. Mai avem pe ăsta care ăsta va dispărea. Asta ar vrea să ne bate în cap. La ăsta... Alea sunt un pic cam mari, dar astealte sunt mai micuțe. Ia să vedem ce putem să copărțim. E, și acum avem spațiul nostru să construim fabrica care ne interesează. Trebuie să dăm decât la o parte acești copaci pentru moment. Dăm un pic la o parte. O să-i folosim mai târziu. Da, da, pentru moment hai să-i dăm de aici ca să putem să construim. Ups, mai avem aici o boschete. Ce boschete mai am aici? Hai să-l tăiem și pe ăsta. Iată, nu mai avem nimic acum. Și îi dăm la o parte. Da, o. Avem spațiu acum unde să putem să construim presa de ulei. Și facem felul următor. Intrăm frumos pe Buildings, Productions, Factories, oil mill, sugar mill, nu, uite astea, oil mill, nu este foarte mare și o construim, uite, chiar aici o să o facem. Facem așa, auzi că merge așa fără probleme. O să o dăm chiar un pic mai aproape de... Hai să facem aici. Bun, intrăm frumos pe landscaping, intrăm pe painting, că ne interesează să facem și aici, uite, bucata asta. Să putem să intrăm la ea, nu? O să facem din acest drum. Aici am putea să punem, dacă vrem neapărat, putem să punem și niște șungard, să o împrejmuim. Păi și asta o soluție. Uite, putem să facem chiar ieșire pe partea asta, așa. Aici. Ce ziceți voi? N-ar fi mai bine? Avem mai multe variante, nu-i problemă. Pentru moment, îi facem gard acum sau mai așteptăm? Ia, hai să vedem totuși, pe decorații, dacă intrăm, ia să vedem ce garduri avem. Eu aș vrea să văd dacă am vreun gard. Uite, asta mă interesează pe mine. Chains. Chain fence. Le punem, uite, așa. Nu ne costă nici bani. Și atunci facem noi în felul următor. Facem de aici. Așa. Ok. Deci
cel mai frumos gard și nici cel mai drept. Păi, dar mergi, nu? Mergi. E super, super ok. Nu credeți? Eu zic că e foarte bine. Mai o să mai o să mai facem noi, nu o să rămână chiar așa, stați liniștiți că nu rămâne chiar așa. Uite, putem să-și întoarcem un pic cam aproape gardul ăsta, dar vedem, aici putem să mai modificăm, nu-i problemă. Dar ideea în sine, avem acum și o fabrică, o presă de ulei, de unde putem să facem ulei de floarea soarelui și putem să închiriem, putem să închiriem de acum înainte și fabrica de procesare de cartofi. Nu știu de ce framează în halul ăsta, n-ar trebui. Ok, avem și o fabrică de procesare a cartofilor, avem chiar tot. Acum nu ne mai rămâne decât să recoltăm floarea soarelui și să o băgăm la fabrică, să o băgăm la presă. Dar până atunci, hai să aruncăm o privire să vedem cum stă Gheorghița al meu la semănat de... La semănat de ridichi. Mereu uit că aici nu sunt cu manual detach. Ok, stă bine, mai are un pic, nu mai are foarte, foarte mult de semănat, mai are cât? Două drumuri, cred că mai are de făcut. Sunt destul de măricele terenurile astea, vom avea o producție mult mai mare decât am avut noi în anii trecuți. Ideea în sine, aș vrea și terenurile acestea să îl unim, să facem un teren mare și aici. Aici am putea, putem să punem chiar aici cartofi sau, cine știe, putem chiar să mai cumpărăm niște teren, vom vedea, aia rămâne de văzut. Dar terenurile astea ar fi bine să le unim pentru că aici... N-are rost să le avem separate, că sunt foarte mici și nu ne folosește la absolut nimic, da? Bun, atunci facem noi în felul următor. O să iau acest plug. Deci putem să le unim acolo, ar fi și asta o soluție pe viitor și să facem un teren mare aici de cartofi, să putem să punem cartofi. Da, uite, a ieșit ceva. Câteva hectare avem pe aici de cartofi, cu toate că ne-ar trebui chiar un pic mai mult. Deci avem aici un hectar cu 1,30, cu încă 1, mă uit la teren arabil, da? Deci 2, 3, 4 hectare și ceva și să dăm asta cât are. Merge, uite, ar ieși ceva cartofi din terenul ăsta, dacă e să facem unul mare din toate aceste 3 terenuri, da? Da, asta o să fie în unul din episoadele următoare. Noi acum o să aruncăm în privire la animalele noastre, să vedem dacă ne mai trebuie ceva. Aici la găini nu avem nevoie de nimic. La văcuțe ne trebuie niște fân, dacă vrem să le dăm fân, sau încă nu a fermentat, din păcate pentru noi, nu a fermentat nutrețul nostru în silozat. Baloții noștri care avem acolo la fermentare și acolo nu putem să ne băgăm la rație mixtă, deocamdată, da? Dar fân putem să le mai dăm, 10.500 litri pe lună, pe zi practic, ne mai ajunge încă o lună, n-ar trebui să fie problemă, la purcei. La purcei, uite aici ne mai trebuie la cereale, stăm un pic cam rău și aici o să trebuiască să le punem niște cereale la purcei și la căluți niște apă, da? Restul au mâncare, deci cereale la purcei și apă la căluți. Hai să facem felul următor, în primul rând mergem noi aici frumușel să le punem niște apă la căluț prima oară și după aceea o să luăm rămurcile noastre, acelea două care le avem legate și mergem să descărcăm niște cereale să le punem și la porcei, ca sub nicio formă să nu rămână fără mâncare porceii noștri. Ok, bun, le-am pus apă, a luat tot ce le-a trebuit, practic. Da, 1250 de litri de apă, restul mâncare au, văd că i-a și călărit, e bine. Nu, până acum nu mi-am scos banii cu căluții în mod expres, nu mi se par foarte, foarte profitabil. Poate în alte variante de farming să fi fost mai profitabil, dar în 22, nu știu ce să zic. Chiar nu știu ce să zic. Nu uitați, prieteni, dacă vă place videoclipul, dați acolo un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonați. Vreți să vedeți mai multe episoade de genul sau poate doar sunteți curioși să vedeți cum va arăta această fermă la final.
Mai avem foarte, foarte mult timp până acolo, mai avem de construit, mai avem de aranjat ferma, fiindcă în momentul de față este un dezastru total, nu pot să spun altceva. Ia să vedem, aici avem oat, nu, nu, aici avem canola, rapiță, sorg, ok, băi. Și aici ar trebui să avem noi barley, da? E, uite aici avem noi ors. Ok, bun, hai să mutăm acest șnec de încărcare, îl mutăm de aici. Uite, am dat și niște porumb acolo pe jos, la un moment dat l-am descărcat pentru că mi se descărcase complet șnecul. Ține-o bine în minte și hai să dăm noi, uite, aici, să poziționăm noi aici strategic la descărcat. Ok, hai să tragem și remorcile sub el. Și putem să încărcăm, încărcăm niște ors, trebuie să ne și păstrăm ors pentru, ok, trebuie să și păstrăm niște ors pentru găinile noastre, nu putem să punem chiar tot orsul. Gata, 6000 de litri le ajunge, să le ajungă pentru ceva timp, mergem să le și descărcăm acum, eu sper că între timp să termine și gheorghița al meu de semănat acolo la ridichi. Ok, ia să vedem pe ce parte trebuie să descărcăm. Pe partea dreaptă. Uite aici. Hai să descărcăm și vedem cum, ia uite, le crește mâncarea la purcei. E foarte, foarte bine în momentul de față. 14.000 de litri de mâncare pe lună sau pe zi, cum vreți voi să spuneți, 200.000 de litri pe an. E bine. Mai durează, uite, până când se vor mulți ăștia. Mai sunt 2 luni aici și aici 3 luni. Da. Se vor mulți, nu-i problemă. La văcuțele noastre, la fel, mai avem 5 luni și încă 4 aici, da? Bun. Și uite, cu ocazia asta, termină și gheorghiță de semănat ridichile. Am reușit, am făcut ceva treabă astăzi până la urmă urme. Am reușit să cumpărăm terenul acela, am reușit, am vândut din produsele noastre, am reușit să și facem fabrica de ulei. Deci, cu alte cuvinte, am reușit să facem destul de multă treabă. Da, pentru astăzi cam atât, prieteni. Ia să-l vedem și pe Gheorghiță. Auto, ce frumos a terminat și Gheorghiță de semănat. Pentru astăzi cam atât. Eu vă mulțumesc tuturor de vizită, vă mulțumesc de susținere, vă mulțumesc pentru like-uri. Vă aștept în episodul următor, tot aici pe canalul de YouTube Adrian Chimic Addict și vă doresc o zi frumoasă și numai bine. Pa, pa!